Salutare, colegi, că nu mă fil. Vă salut cu respect pe toți. Cu voi este canalul de Pigeon Ro. Și azi am venit la un episod. Și da, dacă vedeți că mi-am luat și la mama o pereche de rotați. Așa, ne uitați, porumbeii sunt pe afară. Azi am revenit cu un episod. Am vrut să vă arăt și eu porumbeii cum se prezintă, cum sunt. Îmi tași aici și mă ascund, rotat. Așa. Deci, azi vreau să vă povestesc sezonul acesta de porumbei, de etape. A fost o nebunie cu corona, cu astea și din păcate și cu porumbei a fost o nebunie. S-au pierdut foarte mulți porumbei. De exemplu, vă dau un exemplu aici, un porumbel de expoziție de la Ion Gheorghiță Pompi. A intrat anul trecut ca yearling în expoziție, l-a pierdut anul acesta. Pentru că a fost foarte, foarte grele, toate etapele au fost extraordinar de grele. Eu am început cu 17 porumbei. La primul fund am lăsat două femele acasă, am pierdut decât un singur porumbel la Vaslui. În țară am pierdut decât un singur porumbel. La primul fund am angajat un număr de 14 porumbei, dintre care 9 sosiți acasă. Din păcate, femeia care mi-a venit locul 33 pe clubul Bascov, nu mai am. Am angajat-o după etapa de Coblevo la maraton, la 750. Și mi-a venit a doua zi dimineață la 7 sau la 7 și ceva, aproape de 8 acolo. Și după aia, următoarea etapă am avut fund. După maratonul de 700 am avut un fund de 600. Am băgat-o și la etapa de fund și n-am mai venit acasă, din păcate. Sper să vină, o aștept. Sper să nu, că n-am luat-o Uliu, sper că e prinsă de cineva. E prinsă și să vină acasă, Doamne ajută. Așa, după etapa de 750 de Antonivka, am avut etapa iar de 750 de Zapovinte, am angajat un număr de 3 porumbei. Această femelă și unde și albastru, care nu-l mai am, da? Stați că vă povestesc eu. Nu-l mai am albastru. Așa. La ultima etapă de fund, Berezinca, am angajat 4 porumbei, dintre care decât unul sosit. Îmi pare rău pentru chestia asta, dar n-am ce să fac. Și acum să sperăm, am decât 2 porumbei care au zburat toate fundurile și toate maratoanele care le-am acasă. Această femeie care a venit și în prima zi la Berezinca la nu, sincer, chiar nu mai știu cât a fost ceasul. Vedeți pe clasamente când ies 4 pe acolo, 3, 4 sau 5, nu mai știu, nu mai țin minte. Omul care ne face nouă clasamentele cam nesimțit și ne face cam mult, ultimii suntem noi mereu. Și această femeie, două femele mi-au rămas, de 17 porumbei, două femele care au zburat. Și mama femeia asta și prințesa, care n-a zburat, ea n-a zburat. Ia. Așa, ce să vă mai spun eu. Mi-am luat masculul înapoi de la Riță. Maraton stă asta, uitați la acolo, marmuratul acela, gutul acela închis, care va veni la pereche cu o femeie de la Pompi. Femeia aceea va veni la pereche, el. Și da, cu să reveni și la pui. Așa, am revenit la pui. Toți puii de aici vor fi zburați, absolut toți. O să mai zboare și un prieten al meu foarte bun și prin această cale vreau să-l salut, v-ați uitat videoclip. O să zboare cu mine. Așa. Să sperăm că sâmbătă să avem o marcare pentru duminică, 60 de kilometri. Și să sperăm că vom face treabă și cu ei și la anul și acum la pui, să nu pierdem mulți. Înțelegeți voi? Cam greu sezonul. S-a încheiat sezonul, din păcate, rău pentru noi. Foarte rău. Am pierdut foarte mult porumbei cu origini foarte bune. Dar n-avem ce face. Trecem peste. Poate la anul ne ajută Dumnezeu, face și treabă cu juniorii. Și da, cam acesta a fost episodul. Asta am vrut să vă spun. Haideți să faceți și noi acolo 100 de like, dați like.
și ne revedem data viitoare. La revedere!